Salutare, dragi urmăritori! Bine ați revenit pe acest canal, bun venit celor noi! Știu că am lipsit un pic de aici, din peisaj. Nu știu exact dacă nu vreau, cred că mai bine de o săptămână. Stai să-mi aranjez un pic gulerul. Am început încet, încet cu răsadurile, cu vânzarea răsadurilor. Am făcut săptămâna asta ceva livrări. Ne-am poziționat și într-un loc fix cu vânzarea. Suntem numai doi. Eu trebuie să vin, să car, să mai fac pe aici tratamente. Nevastă mea a fost acolo să vândă și greu ne-am găsit un moment să vă mai fac un material. Și așa că astăzi, fiind exact 14 zile, 2 săptămâni de când am plantat roșiuțele, vreau să vă arăt și vouă un pic cum se prezintă, cam care e evoluția lor, să vă spun și ce le-am făcut până în prezent, ce le-am dat și cam ce urmează, cam ce lucrări urmează să le facem. Cu siguranță puteau fi un pic mai avansate, dar, după cum bine știți, săptămâna trecută, da, la câteva zile după plantare, am avut vreo 3-4 nopți destul de reci și s-au văzut efectiv pe ele că nu evoluau. După ce s-au mai încălzit, au început să miște, dar per total sunt ok roșiuțele, eu sunt mulțumit și mi se pare că totul merge bine până în momentul de față. Haideți să vi le arăt un pic și vouă și mai vorbim. Un pic așa mare, pe deasupra, aici se vede clar cum se albește solul de la apa mea. Le-am dat două ape, două udări de când le-am plantat, deci în 2 săptămâni, o apă chiar a doua zi după plantare și următoarea mai abundentă, la fel la vreo câteva zile, la o săptămână. Acum cred că urmează să le ud dimineață, e destul de uscat, le-am lăsat să se înrădăcinează un pic, să plece un pic rădăcina mai în adâncime, în căutarea apei, și așa că acum o să le ud. Bineînțeles că trebuie să începem să palisăm și să le copilim, pentru că au deja copii destul de avansați unele. Dar asta începând de luni, luni cineva o să intre aici să se ocupe de ele, să le curețe, o să luăm toți copiii ăștia de aici, o să eliminăm și cutiile donatele, probabil voi elimina deja și prima frunză de aici de jos, că oricum e exact ca și cum era în momentul plantării, asta nu mai are aproape niciun farmec. Dar am preferat să le las fără să le fac atunci nimic, fără să elimin nimic în momentul plantării, pentru că am zis că să nu le mai fac răni deschise și stres și așa mai departe. Au început să înflorească, deci astăzi au 2 săptămâni. Aici, dacă nu mă înșel, avem Araldino. Se pare că ea înflorește prima. Gustoping mai întârziu un pic. Araldino e prima care înflorește. Bun. Deci am zis, urmează să le copilim și să le palisăm. Ce le-am făcut? Le-am dat inițial o apă fără nimic, la prima, chiar imediat după plantare. Și am greșit. De 3 ori le-am udat. De 3 ori, dar odată le-am udat foarte, foarte ușor. Deci le-am dat o apă abundentă după plantare. Le-am dat la câteva zile o apă cu razormin. Și
Și pe urmă, următoarea apă mai la următoarea udare, bineînțeles că am folosit și un îngrășământ solubil cu mai mult fosfor, cu mai mult fosfor, tot așa pentru înrădăcinare. Cred că nu o să mai folosesc, o să fie doar, o să rămână cu îngrășământul ăla pe bază de fosfor. Și următorul cel mai probabil va fi echilibrat. Le-am făcut la plantare tratamentul cu Ortiva Top și Crocmax, cred că v-am zis atunci în material. Și pe urmă le-am mai făcut un tratament. Să și vede aici pe folie, cu merpan, dar l-am făcut la baza plantelor, pe tulpină și deci am luat jos de la tijă tot și am lăsat tija și practic am inundat aici zona asta tulpina cu și am lăsat să se ducă înăuntru în pământ pe rădăcină soluția. Mi-a recomandat cineva, a fost cineva aici la mine care e mult mai, să zic așa, mult mai experimentat, cultivă roșii de mult mai mulți ani ca și mine și mi-a recomandat să fac un tratament cu merpan în felul ăsta, pentru că spune dânsul la momentul plantării să mai zgârie tulpina, să mai știu eu, poate suferi anumite leziuni, anumite zgârieturi și fiind solarul fiind deja de 6 ani, se acumulează bolile în sol și să evităm riscul să ne atace plantele. Așa că am făcut tratamentul ăsta cu merpan. Deci ca și tratament e cam asta a fost. La înainte de plantare, Ortiva Top cu Crocmax, după aia merpanul ăla la tulpină, rădăcină și bineînțeles că am mai făcut un tratament cu ulei de nim și laser, așa până tot solarul, pentru a preveni tripsul. Mai avem câte roșii care trebuie schimbate. Le-am văzut la câteva zile după plantare, dar efectiv am uitat de ele, trebuie să le schimbăm. Sunt vreo 3, 2 fără vârf și una, nu știu ce-o pățit, ceva o rupt, o mâncat, nu știu. Coropișniță n-am găsit, nici plante tăiate, așa că momentan totul decurge bine. Cam așa se prezintă roșiuțele, nu știu voi în ce fază sunteți. Am văzut că majoritatea au plantat. Nu știu cum vii sculpturile. Primăvara, din păcate, îi destul de capricioasă. Săptămâna viitoare avem nopți cu 3-4 grade. Noaptea e ceva... Asta va fi în 10-12 mai, 12-13 mai mi se pare deja ciudat, dar asta e, n-avem ce să facem. La noi încă multă lume nu vrea nici să planteze afară, mă refer în câmp. V-am spus, am vândut ceva răsaduri, dar suntem de-abia la, nu știu, un procent de 10-15% și săptămâna viitoare probabil multă lume nu va planta pentru că o să fie frică de temperaturile astea de 3-4 grade, mai ales cei care locuiesc mai în zonă mai de deal, dar până la sfârșitul lunii vom termina și noi cu răsadurile. Eu sunt convins că totul va fi în regulă într-un final și vom avea un an bun, așa cum suntem noi toți. Atât am vrut să vă arăt în materialul ăsta, o să mai fac alt material cu
cu răsadurile, dar data viitoare, până ne reauzim, vă urez mult succes. Lăsați-ne în comentarii ce culturi ați pus, ce ați plantat și cum vi se prezintă culturile. Să aveți multă sănătate și mult succes!